A existat un proces, așa cum vedem în filme de inițiere, o procesiune pe care mama a făcut-o cu dumneavoastră. E un proces de inițiere de a te face vrăjitoare? Cum s-a întâmplat? Mama a văzut că eu am moștenit, dacă nu moșteneam harul ei, nu avea cum să mă inițieze. De-aia vă spun că numai când moșteniște acel har, ești cu adevărat clarvăzător, tămăduitor. Fără moștenire de har, să vii așa, dintr-o dată să aperi ca o ciupercă după ploaie, nu. Dacă eu eram singura fată, că noi suntem patru băieți și o fată, și stăteam numai lângă ea, în momentul când ea deschidea cărțile, eu aveam 7 ani atunci, eu știam rostul cărților. Atunci ea și-a dat seama că eu am moștenit har. Și de la 7 ani a început inițieri. Care sunt niște lucruri care nu pot să ți le spun. Este secretul meu. Măcar să-mi sugerați ce se întâmplă. Sunt doar curios. Adică mă învăța fiecare lucru în parte. Ce înseamnă? Iar la vârsta de 13 ani am fost botezată. V-am spus mai devreme că eu am un nume, Berlanta. Acela e numele meu de vrăjitoare. Atunci se făceau clerurile vrăjitorești. Ce se făceau? Cler. Erau adunate vrăjitoarele adevărate care le erau din familie și mă botezau pe mine a doua oară. Botezul de vrăjitoare. Exista așa ceva? Da, cum să nu? Un cler vrăjitoresc? Da, sigur. Mă duceți la clerul dumneavoastră vrăjitoresc de la 13 ani? Unde s-a întâmplat? La locul nostru predilect. La baltă? La baltă. Uite, de exemplu, până la bunica mea, în momentul când pretindeai că erai o vrăjitoare, poate ai auzit și tu de balta de la Ștefănești, care nu se poate. Acolo, cea care pretindea că e vrăjitoare, era legată de mâini și de picioare și aruncată în apă. Era cu adevărat vrăjitoare, te mențineai la suprafață. Dar ceea ce nu se întâmpla. Dar asta era cheia. Problema e să vadă dacă cu adevărat ești vrăjitoare, dacă nu veneai dintr-o familie de vrăjitori, se făcea acest lucru. Și dacă rămâneai la fund? Nu prea, că atunci nu mai erai. Își asuma cineva ca să spună... Păi și acum ar mai ieși cineva la suprafață. Da, până la mamă, la bunica a fost, s-a făcut această probă. Ritualul cu apă nu s-a aplicat în cazul dumneavoastră. Nu, la mine nu, niciun caz. Atunci, pentru că eu veneam dintr-o familie de vrăjitoare, cele mai renumite, cele mai autentice, cu ritualurile și descântecele nu știute de nimeni. N-am mai auzit niciodată de clerul vrăjitoresc. Vai. Așa că apelez la mintea dumneavoastră de atunci ca să împictați acest tablou, cum s-a desfășurat, cum erați îmbrăcată, ce ați făcut acolo. Eram îmbrăcată așa, pentru că când eu îmi fac descântecele fără batic în cap, nu avem voi. Pentru că eu fac inclusiv numai magie albă, noi vrăjitoare, cele care au asistat la botezul meu, erau îmbrăcate numai în alb. Fiecare era cu focul ei, fiecare cu vasul ei de arderi, așa imaginează-ți. Și foarte multe lucruri vrăjitorești. Se cântă ceva, se spune ceva. Se invocă. E ca în Harry Potter, adică. Nu chiar ca în Harry Potter, că dacă ar fi ca în Harry Potter, ar fi. Se invocă niște invocări. Și atunci s-au strâns, vreo 5 erau din familia noastră și m-au pregătit pentru botezul din acea noapte. Toată ziua mi s-a dat o turtiță foarte sărată, făcută în țest, de an mâncat, dar n-am avut voie să beau un strop de apă, ca să vadă puterea, câtă putere am de caracter. Adevărul e că n-am băut niciun pic de apă. La ora 12 noaptea mi-au înconjurat mijlocul cu 13 crăci de salcie, pentru că aveam 13 ani, și mi-au dat, țin minte ca și acum, o ceva simplu, care nu era, dar pentru mine era
o dezlegare de cununii la o fată de 21 de ani sau 22. Cam aici. Am făcut-o cu atâta precizie, cu atâta exactitate. De mama mea a știut că moștenirea ei va rămâne cum a și rămas. Pe niște mâini, cum a fost ale ei. Acum, poate ți-ai imagina, da? Cum s-a întâmplat. Dar nu știam că există așa ceva. Da. Și atunci... E prima oară când aud. Atunci m-a numit numele meu de vrăjitoare Berlanta. Păi și de ce vă spuneți Rodica? Păi așa mă cheamă numele meu adevărat. Rodica Gheorghe. Cum pe mama o chema Maria și numele de vrăjitoare era Omida. Vrăjitoarea Omida. Da. Dar adevăratul test, înțeleg, iar nu știam... că la nivel mondial, internațional, sunt tot felul de competiții vrăjitorești. Și înțeleg că la un punct mergeți în Ucraina la o competiție. La un concurs. La un concurs. Da. Există așa ceva? Da, sigur. Și acum se face. Concurs de vrăjitoare. Da, sigur. Vă înscriți la acest concurs de vrăjitoare în care trebuia să faceți ce?